Primăria Comunei Malovăț a depus spre finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny proiecte de aproximativ 15 milioane de euro. Este vorba despre un număr de 3 proiecte, din care face parte și rețeaua de alimentare cu apă din satele Bârda și Bobaița. Se pregătesc proiecte importante pentru locuitorii Comunei Malovăț. Primarul Michescu Ion își dorește să rezolve problemele esențiale din această comună, precum rețeaua de alimentare cu apă din satele Bârda și Bobaița. De asemenea, dacă va fi aprobată finanțarea, se urmărește realizarea în proporție de 100% a lucrărilor de asfaltare în toate satele comunei. Exemplul acesta pe care l-am dat noi, că lucrările se pot face și că nu sunt lucrări de mântuială și că sunt necesare în localitățile rurale, să fie preluat și în programul național Anghel Saligny și împreună cu acel program, lucrările la nivelul Comunei Malovăț să fie finalizate în proporție de 100% în toate satele Comunei Malovăț. Și aici mă refer la proiecte de asfaltare, mai avem în jur de 22 de kilometri, alimentarea cu apă Bârda Bobaița, reabilitarea 100% a sistemului pentru că nu face față și de fiecare dată, cum știți, am avut probleme cu alimentarea cu apă vara, precum și realizarea unui pod. Dacă reușim să obținem finanțare pe Anghel Saligny, pentru că am depus 3 proiecte în valoare de vreo 15 milioane de euro, putem spune peste 4-5 ani de zile că în Comuna Malovăț lucrările de infrastructură au fost făcute în toate satele în proporție de 100%. Programul Național de Investiții Anghel Saligny reprezintă o nouă oportunitate pentru realizarea unor proiecte deosebite de importante pentru dezvoltarea localităților din România. Primarul Michescu Ion își dorește să obțină finanțare pentru Comuna Malovăț, astfel încât să îmbunătățească nivelul de trai al cetățenilor din zonă. Rețeaua de alimentare cu apă din satele Bârda și Bobaița reprezintă o problemă reală care s-a încercat a fi rezolvată de-a lungul timpului de către autoritățile locale și județene.